Superliga vă este prezentată de Superbet. O nouă șansă pentru revirimentul Rapidului. O șansă pe care Marius și Mudică în special se gândește să o fructifice. Numai că are astăzi în față o formație nou promovată, Unirea Slobozia, care n-a pierdut meciurile cu ultimele două campioane ale României, cu Farul Constanța și cu FCSB. Coza arbitrat și Unirea Slobozia FCSB 2-2 și o înfrângere a Rapidului. Meciul cu Petrolul pierdut de rapidiști cu 1-0 în prim atac, cu Hasani Mingencareu, ocazie uriașă în secunda 18, Christensen. Centrarea lui Hasani preluată greșit. Nu, Hromada, cer iertare. Este o ratare monumentală. Cursiune bună cu această pasă pentru tânărul Rareș Pop, venit de la UTA. Pop dă drumul la acest balon pentru centrarea lui Manea, transversală. Plutește în aer golul. La a doua ocazie este rândul lui Hasani să trimită în bară. Hasani, care a dat un gol extrem de important la ultima fază în meciul cu CFR Cluj. CFR, da. O fază lucrată atunci foarte bine de Burmans, dacă mi-aduc bine aminte. Excelentă centrarea lui Manea. Școală de la CFR Cluj. La FCSB Manea a avut doar două meciuri. Atât a jucat în campionat. Uite-l pe Iusov. Coadă, întârzie, nu este faultat. Rapid are superioritate pe acest atac. Hasani peste poartă. Șutul kosovarului, Hasani. Este o greșeală colosală pe care o face Coadă. Când ești mijlocaș central defensiv, orice poți să faci, numai să nu te scoți din joc așa. Petrila în fața lui Medina, minge pentru Christensen, norvegianul saltă frumos și este gol, superb gol, Rareș Pop, din pasa excelentă a lui Christensen, minutul 23. Era normal, era greu pentru Slobozia să mai reziste, dar execuția asta lui Rareș Pop este al doilea gol spectaculos pe care îl marchează tânărul jucător adus de la UTA. Remarc o dată în plus pasa de excepție. Pasa foarte bună dată de Christensen. Iată ce moment bun. Prinde, înțelege și cu câtă calitate lovește mingea. Calitate, precizie. Așa a pasat dinamovistul Olsen. Da. Chiar în meciul cu Slobozia. Exact asta a dat gol, da. Atunci a scris Cârjan, parcă. Cârjan a dat gol. Pop, Borza și ar putea juca oricând și Grameni. Este gol! Incredibil. Pospielov! Al cincelea. Excelentă venirea ucrainianului. Al cincilea gol marcat, 5 din 9. Și doar două din penalti, 3 din, mă rog, din acțiune, după faze fixe, după cornere. Bine bătut cornerul de Perian. Dar cineva găsește acolo, nu are voie să cadă mingea, trebuie să vedem pe reluare. Cineva trebuie să dea în ea. A, uite, trece prin fața a trei jucători. Borza și cu cine mai era acolo? Hasani, Zikrist și Pașcan. Vine în față lui Pașcan. Bine, Zikrist n-are ce face. Uite. Nu, Zikrist e condamnat. Pospielov practic se lovește cu genunchiu. Exact. Mingea se lovește de el. Dar este calitatea celui care simte față. Dar mai simplu duci mingea în poziție bună de gol din combinație. Sare pe sub minge Șerbănică și este Borza. Un șut extraordinar al lui Borza, respins de Rusu. Ce vole bun! Ți-mi minte că așa a marcat primul gol al său în
Liga 1, și la Craiova. A. La Craiova, dar tot așa, a avut două voleuri. Deci cu Fricțelul a dat un gol frumos când juca la Viitorul. La Viitorul. O minge care ajunge într-o poziție perfectă pentru golul lui Rareș Pop, 2-1, dublă, fantastic, bară gol. Ce greșeală face Slobozia și Rapidul profită imediat. Inspirat și Mudică cu titularizarea lui Rareș Pop. Și nu l-a scos. Haide, copilul se alimentează cu energia sosită din tribune, le cere oamenilor, haide! Vine din spate și e mingea atinsă de cine? De Purece. Nu e offside. Chiar dacă n-ar fi în poziție regulamentară, Rareș Pop, golul este... mingea vine de la adversar. Uite cum devine goalgetter. Are 3 goluri. Este goalgetterul Rapidului, cel mai bun marcator. Superliga vă este prezentată de Superbet.